Mii de persoane susțin anual examenul pentru obținerea permisului de conducere. Numărul celor care au reușit să promoveze probele de examinare a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut, însă promovabilitatea rămâne în continuare extrem de scăzută. Astfel, din cei 3.813 candidați examinați la proba teoretică, 1.984 au fost declarați respinși și doar 1.829 admiși. În aceeași perioadă a lui 2018, din 3.733 de candidați la proba teoretică, 1.917 au fost respinși și doar 1.816 au fost admiși. La proba practică, numărul celor care au picat anul acesta s-a mărit simțitor față de anul trecut. Astfel, din 2.756 de candidați, 1.046 au fost respinși și 1.710 au fost admiși. Candidații în programul de pregătire al lor trebuie să parcurgă două module. Un modul teoretic și unul practic. Din experiența pe care o am de 16 ani ca instructor auto, vă pot spune că cei care se pregătesc temeinic și urmează cursurile teoretice și își dau interesul pentru acumularea de cunoștințe practice și capătă îndemânarea necesară, reușesc să treacă proba practică de la început. Candidații pun eșecul pe seama emoțiilor, dar una dintre cauze este și pregătirea insuficientă pentru acest examen. Unii dintre ei au trecut din prima încercare, alții, din păcate, au picat și au revenit pentru o nouă examinare. Cum a fost proba practică? Cum să fie cu emoții. E vorba între noi, dar altfel ok. E prima dată când îl susțin și am fost admis. De ce credeți că alți candidați pică aceste examene? Din cauza emoțiilor, probabil toți avem emoții, toți, de altfel și eu sunt la a doua oară când dau examenul, pentru că prima dată când am susținut proba m-am emoționat foarte rău și am picat, iar acum am venit pregătită, mai pregătită și cu emoțiile la o parte. Probabil ține și de nivelul de emoții și de pregătirea pe care o efectuezi în timpul școlii, nu? Mă gândesc. Numărul posesorilor de permis de conducere tip nou era de 135.506 la sfârșitul anului 2018, iar la începutul lui 2019 este de 137.890. De asemenea, numărul conducătorilor autodeținători de permis de conducere tip vechi era de 19.872 la sfârșitul anului 2018, acum fiind de 19.811.